Romani, capitolul 1, vom citi selectiv, începând cu versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le se descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr. Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și continuăm din capitolul 2, versetul 2. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o coboară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Mulțumim încă o dată bunului Dumnezeu care ne-a creat și întreține viața pe pământ. Numele Lui să fie slăvit. Avem motive în plus de a-i mulțumi, nu doar pentru că ne ține în viață, ci pentru că ne-a adus în casa Lui să ne dea viață veșnică. De aceea, fie îndurarea Domnului cu viață veșnică pentru toți cei prezenți. Amin. Din cuvintele citite, aș vrea să mă opresc în capitolul 2, versetul 3, partea finală, și să luăm de aici câteva cuvinte care se constituie titlul acestei predici. Vei scăpa de judecata lui Dumnezeu. Este o întrebare care se repetește exact cu cuvintele amintite în finalul versetului. Vei scăpa de judecata lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-a spus această problemă și dacă ați meditat în mod profund la faptul că Dumnezeu, Creatorul și stăpânul absolut al Universului, a stabilit o zi de judecată. Și ca să vă determin din capul locului să gândim serios la aceasta, mai amintesc un cuvânt din 1 Petru, capitolul 4, unde stă scris de la versetul 17, că suntem în clipa în care judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Deci, cei ce sunt membri într-o adunare creștină, trebuie să știe că îi privește judecata lui Dumnezeu într-un anume fel, iar cei ce vin la evanghelizare trebuie să știe că îi privește și pe ei, indiferent de decizia ce vor lua. Și spune versetul următor, care ar trebui să ne dea de gândit. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelejuit și cel păcătos? Ne întoarcem la textul nostru, Romani, capitolele 1 și 2, și vă citesc acum capitolul 1, versetul 18, ca să vedeți de când și de ce
declanșează Dumnezeu urmărirea penală pentru oameni. Romanul 1:18. Mânia lui Dumnezeu, cea care va face ca oamenii să fie chemați, să fie rostită o judecată și ea să fie executată. Se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Vă rog să observați prima vinovăție a oamenilor, necinstirea lui Dumnezeu. Împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăduși adevărul în nelegiuirea lor. Adică sunt păcate împotriva lui Dumnezeu și acestea sunt cele mai grave și sunt păcate împotriva oamenilor. Și acestea se constituie în capete de acuzare la judecata lui Dumnezeu. Nu știu exact cât de conștienți sunteți de faptul că Dumnezeu monitorizează absolut totul. El își va scoate la iveală lucrurile ascunse, spunea Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 12, versetul 14, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Da, dar poate se gândesc unii oameni că se pot ascunde mai bine decât poate Dumnezeu să-i găsească. Și spune Scriptura în cartea Psalmilor 94:2, este o rugăciune, scoală-te judecătorul pământului. Versetul 9, cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întomit ochiul s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească? Domnul cunoaște gândurile omului, căci mare și nepătrunsă este puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie în veci. Dar, dintre multe alte dovezi care ar putea fi aduse drept argumentare că Dumnezeu are o judecată, eu în seara asta vreau să vă dau numai unul, care se regăsește în contextul textului nostru, Romani, capitolul 2, de la versetul 1. Un singur argument că va fi o judecată. Așadar, omule, oricine ai fi tu, deci este o chestiune de ordin general, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Versetul 3. Și crezi, omule, care judeci pe cei ce se vășesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Adică există ceva în fiecare dintre noi, ceva legat de conștiința noastră, care reclamă o judecată. Toți oamenii, nu face nimeni excepție, sunt tentați să îi judece pe alții atunci când, potrivit modului lor de înțelegere, normelor lor de viață, când ceilalți greșesc, să îi judece. Gândiți-vă la opiniile ce se nasc între oameni, la ceea ce se scrie în media. Apropo, și legea asta discutată recent a defăimării ar avea orecum de a face tot cu această idee, ca oamenii să nu se judece prea tare unul pe altul. Dar însăși legea asta în sine reclamă aceeași chestiune, că noi înșine, prin felul în care ne comportăm, recunoaștem că cei ce păcătuiesc ar trebui judecați. Mi-amintesc că a zis odată o mamă care avea un singur copil, se trudise, îl făcuse învățător, dar era bețiv, nu se căsătorise și era tare supărată pe bețivi. Și a zis, dacă ar fi după mine, dar n-am putere, i-aș aduna pe tot bețivii, câte garnituri ar fi, direct în iad. Și a înjurat urât și a spus, Doamnă, cu durere trebuie să spun că n-ar fi bine să mergi însoțitor la marfa aceea,
că în același iad unde sunt bețivii, sunt și cei ce înjură. Te oprești acolo. Adică nu contează că oamenii păcătuiesc în mod diferit. Unii sunt lacomi și alții imorali. Tocmai această osândire reciprocă, repet, reclamă nevoia unde-i judecăți. Sau nu-i așa? Ba da. Și nimeni nu scapă de procurorul acesta intern. Ba mai mult, sunt situații în care și noi înșine și chiar copiii simt nevoia să fie pedepsiți. Și după ce și-au primit într-un fel sau altul pedeapsa, amenda, se simt mai liberi. Dragii mei, rețineți, acesta este unul dintre argumentele că trebuie să existe o judecată și ea se numește judecata lui Dumnezeu. Acum vă rog să observați, trec la o altă idee, de ce vor fi chemați toți oamenii la judecată? Poate se gândește cineva, dar sunt oameni care n-au auzit de Dumnezeu. Oameni prin triburi, animiști din Africa, atei din fosta Uniunii Sovietică. De ce se cheme Dumnezeu la judecată dacă ei au fost crescuți într-o mentalitate a inexistenței lui Dumnezeu? Poate și pe aceștia Dumnezeu să-i convoce? Pentru a doua oară în aceste versete apare cuvântul nu se pot dezvinovăți. Prima dată apare în contextul ideii anterioare, adică nimeni nu se poate dezvinovăți să spună în fața lui Dumnezeu n-am știut că este o judecată. Cum? Dar de câte ori ai judecat pe alții, nu te-ai gândit că e normal să fie? Și a doua oară când are acest cuvânt, în versetul 20, citesc împreună cu 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu? Adică nu este om care să nu fi aflat ceva, vă rog rețineți, nu neapărat să-L fi cunoscut pe Dumnezeu, să fi aflat ceva despre Dumnezeu. Citeți versetul în continuare. Le-s descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu și versetul 20 se face referire la natură, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea, dumnezeirea, se văd de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, și spune finalul versetului, așa că nu se pot dezvinovăți. Deci, în primul rând, oamenii recunosc fiecare ne înșiși că trebuie să fie o judecată. În al doilea rând, nimeni nu va putea să spună la judecata de apoi, eu n-am știut, Dumnezeule, că Tu ești judecătorul. Cine ești tu? N-ați auzit despre mine? Ba da, când așa fel a creat Dumnezeu natura, încât pe orice om, cel ce se întâmplă în jurul lui, îl determină să se gândească de unde, ce, cum. Noi creștinii suntem creaționiști. Dar vă rog să observați că și cei care nu sunt creaționiști, de exemplu evoluționiștii, tot și-au pus ei întrebări. De unde au apărut? Va să zic această întrebare, imagină pe toți, că nu există om să nu se fi gândit măcar o dată în viață, dar zică de mai multe ori, păi ce frumos e soarele ăsta, ce capacitate are, că nu-ți trebuie neapărat să ai multă știință să te gândești la asta. Undeva în județul Argeș s-a întâmplat pe vremea comunistă un bătrân care devenise un om de valoare în societate, s-a întors, era pensionar la țară și într-o zi de sărbătoare, când nu lucrau, îl întreabă un țăran din foștii lui colegi din clasele primare. Băi, tovarăș, cu respectul cuvenit, ce zici tu? Când ne-am născut, noi la școală se făcea religie. Între timp au venit comuniștii
nu s-a mai făcut religie. Dar tu ai făcut multă școală, noi am rămas la țară. Cum o fi? Este Dumnezeu sau nu este Dumnezeu? Și răspunde omul de cultură, de știință, băi, colegi, are acolo mai mulți din sat, vă spun eu pe românești, cei care au rămas ca voi la și au văzut fiecare dimineață răsăritul de soare și roa din flori, n-au cum să nu știe că există ceva. Cei care au studiat ca și mine, din nou și-au pus întrebări, chiar dacă sunt răspunsurile diferite, e ceva. Dar cei ce n-au rămas nici ca voi, nici n-au ajuns ca noi, cu ăștia e mai mare problemă. Însă, repet, trebuie să o recunoască orice om, că ceea ce se vede dă naștere la o frământare care, vă rog, rețineți, asta e ideea aplicativă, ar trebui să ne consume pe noi. În text ni se spunea să se uite cu băgare de seamă. Și Apostolul Pavel scria în Fapte, capitolul 17, că oamenii au o datorie când află ceva despre Dumnezeu să cerceteze mai mult. 17, versetul 26. Hai și 25. El, care de tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur să locuiască pe toată fața pământului, a așezat anumite vremi, limite de vârstă, și a pus anumite hotare locuinții lor, ca ei să caute pe Dumnezeu. Deci, prin natură, Dumnezeu ne-a dat ideea. Sunt pe aici. Nu-mi vedeți mâna la lucru? Interesați-vă! Și să se silească să-l găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în el avem viața, mișcarea și ființa. Și face referire Pavel la un poet al lor, că așa cum vă spuneam, toți oamenii își pun aceste întrebări. E ceva, dar pe unde-i? Când s-au dus prima dată sovietici în cosmos, scriau ziarele, nu l-au găsit pe Dumnezeu. Păi vieții de ei de-abia au ajuns pe la marginea grădinii, că li se termina combustibilul. Dar n-au intrat pe cărările veșnice. Pentru că fie că e vorba de macrocosmos, fie că e vorba de microcosmos, de un ADN încă necercetat în profunzime de oameni, toți se nasc asemenea întrebări. Și fericii de cei ce nu rămân la întrebări și cu sinceritate îl caută pe Dumnezeu care are răspunsuri. Numele Lui să fie slăvit. Sunteți interesați de Dumnezeu? Bineînțeles, ați putea să-mi răspundeți toți, doar nu vezi că în seara asta suntem la adunare, nu? Dar sper că nu se termină căutările dumneavoastră când mergeți acasă, gata. Sau după săptămâna asta, pauză până la anul. Sau până la următoarele sărbători. Dumnezeu trebuie căutat zilnic și dacă nu astăzi, mâine, ni se va descoperi. În vreun fel sau altul, vrea să ni se facă de cunoscut. Dumnezeu lucrează într-un mod foarte diferit. În cele mai ciudate evenimente, Dumnezeu se descoperă, dar să fie căutat. Cineva a văzut atunci un copil plângând și a zis, te-ai lovit, te doare ceva, ți-ai pierdut ceva? Zice, nu, dar m-am jucat cu un coleg de-a vață ascunsulea, m-am ascuns și nu m-a găsit și a plecat acasă și m-a lăsat singur. Și zice omul ăsta, cam așa e Dumnezeu, s-a ascuns, dar e pe aproape. Și e necăjit că oamenii nu-l caută. Și din când în când așa le mai scoate flori în cale și nu ne întrebăm cine le-a așezat în ghiveci, ne face alte și alte acte de bunăvoință, cumva să ne întrebăm, să manifestăm interes, să ne rugăm sincer, Doamne, unde ești? Cum ești, Doamne? Am citit despre un tânăr din fosta Uniune Sovietică,
Odată când și-a dat drumul cu parașuta, s-a temut că moare. S-a agățat de un altul, s-au lovit amândoi, unul și-a rupt o mână, altul un picior și au zis, hai să ne facem fraț de cruce. Dar ceva a rămas în momentele alea de șoc, dacă ar fi cineva să-l salveze, dacă este Dumnezeu. Au trecut ani și de seară se întorcea acasă, era așa senin, s-a uitat spre stele, ceva înăuntru l-a făcut să zică, vorbind singur, Dumnezeule, oare ești sau nu ești? Eu mâine îmi serbez ziua de naștere. Spun drept, dacă aș ști cine și unde ești, aș face o invitație. Da, unde, cui? Acasă i-a spus soției gândul lui, s-a culcat, dimineața se trezește și îi spune soției, m-am visat că am auzit o voce. Cineva mi-a spus și eu așa am înțeles că e Dumnezeu, fiindcă m-ai chemat, voi veni. Ea de partea ei zice, eu am avut un vis urât, un coșmar, se năreau toate. Au discutat din nou, dar trebuia să grăbească să facă pregătirile pentru primirea musafirilor. El a plecat să facă ceva cumpărături și a luat un băiețel, mai aveau două fete la grădiniță. Și când era în curtea blocului, s-a amintit că și-a uitat pormoneul. Soția era pe geam și când îl vede că se întoarce, îl întreabă și zice, las că vin eu acum cu pormoneul. Și când ajunge lângă el, cu tremur. A fost cu tremur care a distrus în proporție de 80% orașul Spitak din Armenia în anul 1979. Și când au văzut blocul dărâmat, ei și-au amintit amândoi de vise. Dar primul lor gând a fost, dar fetițele de la grădiniță. A sărit peste dărâmături și în scurt timp a venit cu ele în brațe, erau nevătămate, printr-o întâmplare interesantă, ieșiseră ambele în curtea grădiniței. Acolo, în curtea blocului, s-au pus pe genunchi și au zis, este Dumnezeu. Acesta e Dumnezeu care l-am chemat și a zis că vine. Dragii mei, lăsați libere aceste căutări după Dumnezeu, tineri dragi. Este scris despre un rege pe nume Iosia. Când avea 16 ani, spune Scriptura 2 Cronici 34, a început să caute pe Dumnezeu. 4 ani de căutări. Dar când a avut 20 de ani, a știut ce are de făcut. Există o altă ipostază prezentată aici în textul din Roman. Citesc versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Deci oamenii sub acest aspect sunt două categorii. Unii care doar au idee despre Dumnezeu, din natură, din istorie, și alții care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și aici aș încadra, de exemplu, pe copiii născuți în familiile noastre. Nu l-au cunoscut aceștia pe Dumnezeu? Când poate o vindeca Dumnezeu pe tata sau pe mama? Când au văzut profeții cum s-au împlinit? Când au văzut când n-au mai avut pâine și s-au rugat și Dumnezeu i-a ajutat? Cum să nu-L cunoască? Pentru că Dumnezeu și-a arătat slava purtându-ne de grijă. Numele Lui să fie binecuvântat. Din care categorie faceți parte? Din cei care doar au auzit despre Dumnezeu și ar fi dator să-L caute, să aprofundeze, sau din cei ce L-ați cunoscut pe Dumnezeu? Aceștia ce sunt datori? 28 l-am citit de asemenea. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Că Dumnezeu poate fi uitat. Este scris despre oameni că au dat uitării lucrările lui Dumnezeu. Sunt situații când Dumnezeu a vindecat persoane și oamenii aceia au uitat că Dumnezeu le-a făcut bine. Îmi povestea un frate, un păstor din Cluj, că l-au sunat frații dintr-o localitate spunându-i de o femeie de peste 90 de ani care vrea să fie botezată. Și când a avut timp, s-a dus, a găsit-o pe bătrânica în haine albe. Și le spune, Doamne, dar noi nu botezăm așa ad hoc, trebuie să ne convingem că o persoană îl cunoaște pe Domnul, nu vrem să ne jucăm de a mântuirea. Și ea îi spune, dragul meu, dar eu cunosc. Zice, uite, în Matei scrie așa, în Luca așa, în Faptele Apostolilor așa, dar de unde știi? Dar am cercetat, că cea mai frumoasă cercetare e din Scripturi. Și vreau neapărat să mă botez. Dar dacă ai cercetat, de ce nu te-ai botezat până acum?
A, păi moșul meu nu a fost de acord. Tot s-a împotrivit și i-am spus, de mă ține Dumnezeu după tine, să știi cum mor, cum mă botez. Bătrânul și-a bătut roc, a zis, ce crezi că eu mor primul, nu vezi că ești cu un picior în groapă? Eu nu spun că a făcut bine amânând, dar așa s-a întâmplat în cazul acesta. La o săptămână după moartea lui, i-a chemat și a spus, eu-s lămurită, eu vreau să închei legământ cu Dumnezeu. Așadar, să ne grăbim să-L căutăm pe Dumnezeu, iar dacă am avut experiențe cu El, dacă-L cunoaștem, să rămânem într-o relație apropiată cu El. Pentru că vă rog să rețineți. V-am amintit deja din 1:18, aceasta e prima și cea mai mare vinovăție a oamenilor, din ambele categorii. Unii nu-L caută deși au evidențe, ceilalți îl cunosc, dar nu-i dau valoarea care o merită. Citesc versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, ce înseamnă asta? Cunoașteți ce spune Scriptura în Cartea Psalmilor? La câte zile ar trebui noi să lăudăm pe Dumnezeu? La 2 sau la 3 zile? În fiecare zi te voi lăuda și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Amin. Ce scrie în alt psalm? De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Asta ar trebui să facem noi ca să-L păstrăm pe Dumnezeu, să-I preamărim numele. Că asta nu înseamnă să strigăm așa ca în onoarea lui Ceaușescu sau cum se face în Coreea. Nu-i formal și nu-i forțat. Dumnezeu ne înconjoară cu lucrările sale și merită să fie slăvit, că nu reușim noi să-L slăvim după cât El de bun cu noi. Nu reușim noi să-L înălțăm pe cât El de mare. Observați, dacă un sportiv are ceva performanță sau dacă un politician are o carieră prestigioasă, câte laude sau vreun om de știință, premiu Nobel, câte toate, da, Scriptura spune cinstim pe oameni, nimic împotrivă. Dar Dumnezeu câte face, că în El avem viața, mișcarea și ființa, toate-s de la El. Spune Scriptura aici, nu L-au proslăvit, nu I-au mulțumit și nu s-au gândit la El mai mult. Vreau să vă citesc doar un psalm, așa câteva selecții, psalmul 104. Cam aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră zilnică despre Dumnezeu și dacă ne comportăm așa, vă asigur că scăpăm de judecata lui Dumnezeu. Psalmul 104. Binecuvântea suflete pe Domnul, Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Și acum vă rog să observați în acest psalm numai de câte ori încep versetele cu expresia Tu, adică ce face Dumnezeu. De exemplu, versetul 5. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui. Versetul 10. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi. 11. Tu adapt la ele toate fiarele câmpului. Versetul 13. Din locașul tău cel înalt tu uzi munții. Se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Versetul 14. Vine primăvara. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Citesc mai departe, versetul 20, acum este seară, tu aduci întunericul și se face noapte. Și ca să scurtăm ideea, versetul 27, toate viețuitoarele te așteaptă și tu le dai hrană la vreme. Câte specii de animale sunt pe pământ? Păi prea multe să le socotim, noi acum am vizitat în luna decembrie un oceanograf, un acvariu în Valencia, 10.000 de specii acvatice. M-am obosit umblând, uitându-mă la ele. Dar câte sunt ape, câte sunt văzduh, câte sunt pe pământ și auziți, Dumnezeu le dă mâncare și dacă au căzut în iarna asta vrăbii, Dumnezeu a avut evidență la ele. E mare Dumnezeu. Dar cosmosul acesta că îl întreține e mare? Cam câte stele ar trebui să numărăm odată ca să slăvim pe Dumnezeu într-o frază?
Păi, stele sunt de nu ne ajung toate eseurile noastre, dragii mei. Dar nu știu cum se face că dacă noi facem ceva, am vrea să ni se mulțumească măcar din când în când. Dar că Dumnezeu face zilnic de mii și mii de ani, zici că n-avem vreme să-i mulțumim. Sau cum? Spune Scriptura aici că dacă Dumnezeu n-ar fi bun cu creația, versetul 29, dacă și-ar ascunde fața, toate ar tremura, dacă le-ar lua el suflarea, s-ar întoarce în țărână. Și se încheie psalmul, printre altele, cu versetul 33, cu alte cuvinte, văzând tot ce face Dumnezeu, voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Amin. Trag nădejde, coriștii cântă și pe acasă, da? La vocea voastră sau la alta, după cum vi se dă harul. Și vă vine inspirația. Merită Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Dragii mei, căutați-L pe Dumnezeu. A întrebat odată cineva, unde-i Dumnezeu? Și altul a zis, arată-mi tu unde noi, ca să vedem că oriunde te uiți, mă cum zice poetul, pentru cei ce văd ești totul și într-un munte și într-un spic, mărit să-i fie numele. Dar ce-i mai frumos, dar acolo se vede numai prin credință, undeva la dreapta măririi în ceruri, e Fiul lui Dumnezeu care s-a jertfit pentru noi. Că aici ar trebui să ajungă căutările noastre, să aflăm despre Dumnezeu că a creat, că întreține viața, că face o, va avea o judecată, dar toate astea ce sens? De ce să admirăm creația? Spune Scriptura în Coloseni, capitolul 1, vă citesc cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 16. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute, cele nevăzute, fie scaun de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el, și acesta e Hristos Domnul. Numele Lui să fie binecuvântat. Așadar, ați reținut ce am vorbit până aici, da? Eu recapitulez așa să le subliniez, dacă aș putea în mintea sau pe inima dumneavoastră, dar acolo numai dumneavoastră puteți sublinia. Eu numai vă spun ce să subliniați. Judecată este că noi am cerut-o. Adică și noi o cerem. Judecata asta va fi dreaptă că toți oamenii au auzit despre Dumnezeu sau l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar sunt vinovați pentru că l-au necinstit, neproslăvindu-i, nemulțumindu-i și, în schimb, gândindu-se la fel și fel de prostii. Uitați-vă în societate, te bagi niște oameni, poți să fie academici sau țărani. De ce vorbesc în următoarele 15 minute? Cam cât e probabilitatea să vorbească de Dumnezeu că ne dă de toate și că e mare, sau să vorbească de ce mi-e și rușine mie să spun aici. Asta e problema, sau de dat la gândiri deșarte. Și spune versetul următor, nu l-am citit, ar fi o jignire prea mare, dar îmi pare rău să spun că e o realitate. Asta în privirea lui Dumnezeu, scrie versetul următor, 22, s-au fălit că sunt înțelepți și au... Înnebunit. Da. Știți de ce înnebunit? Vă rog să vă imaginați, doi copii de-a dumneavoastră, hai să luăm un băiețel și o fetiță, să plimbe prin casă, îmbrăcați bine, hrăniți, le-ați purtat de grijă, se plimbe prin casă și mai vorbească și cu voce tare. Băi, în casa asta noi suntem șefi. Auzi, mă, ci că ar fi tată și mamă. Povești. Nu, mă, nici un tată, nici o mamă. Auzi, ci că casa asta stă la notar pe cineva. Ea noastră, bă, a mea și a ta, împărțim dacă vrem în două. Ce zice să vă auziți copiii vorbind prin casă așa? Ce zice? A zice că aveți copii inteligenți, nu? Măi, copii, ce cu voi? Cum n-aveți tată și mamă? Dar eu ce sunt aici? Dar Dumnezeu e mai bun decât un tată pământesc. Și îngăduie și pe obraznicii ăștia să trăiască. Până într-o zi, că este la urmă judecat. Mă vă rog să rețineți, trecem la o altă idee. Scrie de la versetul 29 al capitolului 1, pentru că oamenii vor să trăiască fără Dumnezeu, devin idolatri, imorali și la aceste două mari păcate se adaugă o listă lungă. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire și nu-mi face plăcere să citesc lista asta de păcate
care de fapt se vor constitui în acuzații la judecata lui Dumnezeu. Versetul 32 notează: și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, nu numai că păcătuiesc, dar ajung să ridice la rang de cinste diferite forme de păcătoșenie. Doamne, păzește-ne! Vreau să lansez o întrebare aici. Cum se face că oamenii, când îl pierd pe Dumnezeu, ajung din ce în ce mai păcătoși? N-ar putea oamenii să trăiască doar așa fără Dumnezeu, dar să nu devină plin de toate viciile? Vedeți că nu se poate. Adică omul fără Dumnezeu devine plin de păcate pentru că se asociază, eu vă spun pe românești, cu diavolul. Că nu-s decât doi stăpâni, două tabere, asta aici și în vecii vecilor. Și de aici mai înțeleg ceva și dacă nu e așa, contraziceți-mă dacă puteți. Cine nu stă aproape de Dumnezeu, îndrăznesc să spun că va fi din ce în ce mai aproape de diavolul, din ce în ce mai asemănător cu diavolul. Observați că la oamenii care nu le place cum i-a creat Dumnezeu, se schimonosesc și se tatuează în toate formele. Observați cum oamenii cărora nu le place să vină la biserică, de ce nu stau liniștiți acasă? Dacă nu le place muzica bisericească, să trăiască fără muzică. Nu trăiesc fără muzică, au nevoie de un rock din ăla care întoarce pe dos. Că ori te apropii de Dumnezeu, ori te muți cu tot în tabăra cealaltă. De fapt, este o alegere. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne trezim la viață și să ne apropiem de El căutându-L și păstrându-L cu toată inima și cu toată bucuria. Că dacă nu, vom ajunge plini de toate aceste stări. Da. Lumea devine din ce în ce mai păcătoasă. Și toate acestea, vă rog să rețineți, spune Scriptura, am citit în capitolul 2, versetul 5, recitesc: oamenii își adună o comoară, adică ceva foarte consistent, o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Ce vinovată e lumea aceasta! Poate unii se întreabă de ce facem evanghelizare cu scopul de a scăpa pe oameni de judecat. Dragii mei, nicio carte nu este atât de categorică cu păcatul ca Scriptura. Dar nicio carte nu oferă șansă sigură și absolută ca Scriptura. Scriptura, când ne condamnă, și poate venind aici la adunare, ascultând, se va vorbi poate împotriva minciunii, a adulterului. Și dacă cineva i-a plăcut minciuna, îmi povestea un frate, s-a dus la pocăiți. Și era tocmai cina Domnului. Și un frate a citit din 1 Corinteni 10, nu puteți paharul, bea paharul Domnului și paharul demonilor. Lui îi plăcea să bea, zice: auzi, bă, cum am venit la ei? Pocăiți au treabă cu mine că să nu beau. Dar ce-i treaba lor? Dar așa de puternic a fost ecoul cuvântului, s-a dus acasă și îi părea că aude vocea. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Mă, care ați mai fost la pocăiți astăzi? O strigat odată în casă. Interesant, nu era nimeni acasă. O crezut că cineva s-a ascuns să-i facă lui vreo farsă. A căutat și în dulapuri. Măi, care ați mai fost la pocăiți? Cum adică nu pobea? Era toamnă, pus să toarne vin, dar când să-l pun la gură, zi, nu puteți bea. L-a izbit o împotrivire și s-a forțat. A zis: măi, nu a avut vinul niciun gust. A doua zi s-a dus, era toamnă pe șantier, fine ce bea la început, așa să ne încălzim. El zice: măi, asta n-are gust, n-are gust, eu am făcut un cocktail, măi, nici ăsta n-are gust. Și răsunau într-una cuvintele în minte: nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Și duminica următoare s-a dus din nou la adunare și Dumnezeu a vorbit încă o dată. Și s-a întors la Domnul, a zis: prezbiter în adunare,
Mărit să fie Domnul. Când vă condamnă Dumnezeu aici, știți cum să luați asta? Lumea e bolnavă și Dumnezeu e cel mai bun doctor și când te duci la spitalul lui, în cazul nostru e biserica, imediat se uită la tine și spune, tu suferi de mânie și Dumnezeu vrea să te vindeci. Și poate o primă reacție va spune, dar ce treabă are cu mine, stric cât vreau, nu? Da, dar îți faci rău la inimă, poate și la stomac. N-ai vrea să devii mai calm? Dumnezeu ne descoperă păcatul, fiindcă vrea să ne-l ierte și să ne dea harul să nu mai păcătuim, mărit să fie Domnul. Asta e starea omenirii. Nu s-au interesat de Dumnezeu, nu l-au păstrat. Îmi sună ciudat ce scrie aici. Citeți versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat. Și nu e o idee pierdută în text. Se repetă în versetul 26. Din această pricină Dumnezeu i-a lăsat. Adică Dumnezeu oferă libertate. Te las. Te întreține pe pământul lui. Dacă vrei îl cauți, dacă vrei îl slujești, Dumnezeu te lasă. Să ajungi plin de toată stricăciunea, se întreabă oamenii, cum îl rabde Dumnezeu pe asta? Acest frate despre care v-am povestit că s-a pocăit auzind nu puteți bea paharul Domnului și al demonilor, fiind slujitor, s-a dus odată la Roma și acolo i s-a mărturisit un om foarte păcătos. Și zice la un bătrân, un slujitor cu care a fost, măi, și pe ăsta îl mai iartă Dumnezeu. Și eu zis, fratele mai în vârstă, așa o vorbă, fiindcă fratele primul era într-o anumită zonă a țării și ce crezi că Dumnezeu îi, și-a spus regiunea aceea, ca tine? Dumnezeu îi lasă și acum vă rog rețineți trei la următoarea idee. Astea îmi pare, poate culmele a ceea ce scrie aici în 2 cu 4, bogățiile bunătății. Ați mă auzit, e vreun om să fie bogat în bunătate. Auzi, bogat în bunătate. Bogățiile îngăduinței, astea și cele spre care scrie în Biblie, cei care cunoașteți Biblia, vă amintiți că Dumnezeu e plin de bunătate, e plin de îndurare, auzi? Și la cât e Dumnezeu de mare, astea sunt bogățiile bunătății și a îngăduinței. Și încă ceva mare, îndelunga lui răbdare, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Adică oamenii ajuns în stări de păcat, departe de el, asta e mirarea mea și vreau să vin în fața mea sub cuvântul ăsta. În altă parte scrie că Dumnezeu poruncește, are drept să o facă, dar îmi place cum sună aici de data asta. Te îndeamnă la pocăință. Auzi, te-o lăsa să faci prostii și acum te îndeamnă după ce te-o suportat, nu vrei să te pocăiești. Și nu-i singur loc în Scriptură unde spune asta. Vă citesc în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Că adică Dumnezeu era în Hristos, acolo pe cruce, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele. Și ne-a încredințat nouă propădirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum, rețineți, Dumnezeu ar îndemna prin noi, poftiți la rai. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dragii mei, ce alegeți? Să vă împăcați cu Dumnezeu sau să vă judece Dumnezeu? Apoi, cum să zic? Cine s-ar lăsa, vă rog să vă imaginați că ar urmea să primești 50 de ani de închisoare și să ți oferi harul să te împaci și să nu mai faci 50 de ani de pușcărie. Prima întrebare ar fi cât costă împăcarea, nu? Și cât costă împăcarea la Dumnezeu? Un pumn de lacrimi. Îi zice pocăință. M-am avut o experiență anul acesta, în prima seară de stăruință, a venit o tânără care l-a cunoscut pe Dumnezeu din familie de credincioși și a rugat-o și nu odată, auzi, cercetează în Scriptură, caută despre Dumnezeu, nu vreau. Roagă-te, Dumnezeu vrea să-L afli, să ți se descopere. Nu-mi vine să mă rog.
Vreau să mă duc în lume. Draga mea, o să ajungi, i-am dat niște ipostaze, o să ajungi drogat, o să ajungi... Ei, și... Cum puteam să opresc eu că Dumnezeu o lasă, auzi? Și-a lăsat-o. S-a dus, s-a băgat în mocirul, vine plângând la mărturisire. Da, așa plângea, îi curgeau vale lacrimile pe ochi, spunea, sunt murdară, îmi pare rău, nu mă mai pot ierta, vinovată, sunt un gunoi. Dar vrei să te pocăiești cu toată inima, îmi pare rău, nu mai vreau să mai păcătuiesc niciodată. Înainte de săptămâna de stăruință fusese exact săptămâna de evanghelizare, cum e la dumneavoastră. Vă dați seama că m-am bucurat. Am făcut și o echipă cu îngeri care se bucură la câte unul din ăsta. Se duce la stăruință și primește Duhul Sfânt în prima seară. M-am dus să o urmăresc. La fel îi curgeau lacrimile pe obraz, vale. A doua zi am chemat-o și am spus, auzi, astăzi te-ai logodit cu Domnul Iisus. Am auzit că la vrea vrei să te botezi, atunci faci nunta. Vrei să rămâi ai Domnului? Și iar plângea, pentru vecii vecilor. Nu mai vrei să te întorci înapoi la păcatele tale? Niciodată. Am urmărit-o încă două săptămâni, la fel se ruga, la fel plângea, la fel era de atentă. Și cineva care o știu tot ce a făcut, a zis, da, pe asta o iertat-o Dumnezeu. Și am zis, tu îți amintești ce a zis Domnul Iisus Hristos? Că vame și curvele intră înainte la alții. Dar cum? Ce concurs este? Ce reguli sunt astea? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Adică singurul lucru care putem să mai facem noi după ce am păcătuit mai mult sau mai puțin e să ne pocăim. Sau putem face și altceva? Să-i plătim ceva la Dumnezeu, nu ceva daune. Cu ce să plătim? Să furăm de el, să-i dăm înapoi banii, nu? Cu ce să plătim? Noi am fost vinovați, mai mult sau mai puțin. Și pocăința trebuie să fie în funcție de vinovăție. Dar toată pocăința ar trebui să se lase cu ceva iubire. Doamne, asta pentru că Tu ne-ai iubit întâi, mărit să fie numele Tău. Deci, dragii noștri, vedeți ce facem noi, cel puțin în seara asta, așa curge cuvântul. Spune Scriptura aici în Romani, capitolul 2, cuvintele Apostolului Pavel. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Adică prin tot ce face Dumnezeu, ți-a dat viață, sănătate, te ajută, îți vorbește cu atâta amabilitate, te îndeamnă la pocăință. Da. Dumnezeu acela mâniat pe păcate are resurse să ne îndemne așa frumos? Da. Mă ascultă-mă ce spun. Versetul următor. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Oare să se înscrie în această stare de vinovăție și vreun pocăit care nu vrea să se pocăiască? Se poate. Nu vă împietriți inima. Sunt motive de împietrire. Eu sunt în Arad din 1997 și am găsit în biserică pe o familie, noi le spunem prieteni, cei ce frecventează adunarea, ocazional sau chiar regulat, dar nu au încheiat încă un legământ cu Domnul. Am ajuns să-L cunosc, fiind tocmai din zona mea, din Apuseni, am fost la el acasă, a venit la mine acasă și de 19 ani vine la biserică. La biserica noastră, la altă biserică. Și în urmă cu 2 ani am avut un vis. Se făcea că era un hol mai lung, cu mai multe uși. Și știam că sunt accesul în diferite case de adunare, că și în Arad fiind, sunt mai multe adunări, fiind un oraș mai mare. El se plimba pe hol. Intru aici, nu intru. Intru aici, nu intru. Și am auzit o voce în vis. Exact, Evrei 4:1. Nimeni din voi să nu se pomenească venit prea târziu. I-am spus visul și a început să plângă. S-a fost de 2 ani. Anul ăsta a fost din nou la evanghelizare și vine mereu. I-am spus din nou visul și lui și la nevastă. Tot mai amânați. Tot mai găsiți motive de împietrire. Că
una că alta. Împietrirea înseamnă încă să găsești argumente să reziști acestor îndemnuri atât de calde a lui Dumnezeu. Și asta aș vrea să-i prind și pe pocăiții noștri care poate mai au câte un domeniu în care nu s-au pocăit. Discutam recent cu o familie în conflict. El nu-i bun, bied. De partea lui el spunea, ea nu-i bună. Și am zis, păi simplu, băi, dacă ea nu-i bună. Ți imaginezi că ai o nevastă nepocăită? Și tu trebuie să te gândești cum ar trebui să te mântui tu cu o nevastă nepocăită, bancă să o mântui și pe ea. Și ei i-am spus aceeași regulă. Sunt stări din pietrile acolo unde nu cedăm din ale noastre, ca nepocăit înseamnă să renunțăm, să-i dăm dreptate lui Dumnezeu, să-L ascultăm, să-I facem voia. Și astea sunt foarte vinovate. Și se constituie într-un alt cap de acuzare, a spune mai grav decât cele precedente. Și dacă nu ne pocăim, rămâne totul pentru ziua judecății. Și o ultimă idee, după ce ne pocăim, că asta era întrebarea, cum scăpăm de judecat. În versetul 7, următor celor citite, scrie așa, și anume Dumnezeu va da viața veșnică. Și cum spune Domnul Matei 5, nu merge la judecată și a trecut din moarte la viață. Celor ce prin stăruința în bine, adică nu-i destul să te pocăiești odată, nici măcar cu lacrimi, cum v-am dat exemplu acelei fete de la noi. Nu-i destul. Trebuie să continui să rămâi într-o stare plăcută lui Dumnezeu și asta numește apostolul aici stăruință în bine. Asta se ruga David, pocăit fiind, pe calculele mele avea peste 50 de ani când a avut căderea aceea, pentru a cărei ridicare se roagă în Psalmul 51, Doamne, pune în mine un duh nou și statornic, stăruința în bine. Cât degeaba ai avut pe clasa întâi premiul întâi și nu te ții de școală până termini școala. Licența contează la urmă, nu? Disertația, teza, finală. Asta e în pocăință. Dumnezeu vrea să începem cu o pocăință sfântă și să continuăm să creștem spiritual, să rămânem lângă El, zilnic să-L proslăvim, să-L ascultăm și ca sfârșit a credinței noastre vom moșteni viața veșnică. Doamne, ajută-ne! Așadar, într-un fel putem spune că serile de evangelizare sunt destinate pocăinței unora, reciclării altora și îndemnării tuturora să stăruie în aceste lucruri. Spune Scriptura, vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor despre Barnaba, un om de bine, a aflat că undeva oamenii s-au pocăit și spune Scriptura ce a făcut el, vă citesc Fapte capitolul 11, versetul 22, vestea a ajuns la biserică, au trimis pe Barnaba, când a ajuns el, versetul 23, și-a văzut harul lui Dumnezeu că li s-a dat dreptul la păcătoși să fie mântuiți, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, și îmi place expresia asta, alipiți de Domnul. Dacă vreți să vă duceți mântuirea până la capăt, rămâneți cu Domnul într-o relație bună. N-o să vă fie teamă de judecată. Va fi cum spune versul, în ceasul slavii sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, când cei ce au dat pe sfinți la fiare vedea vor forța creatoare, eu voi șopti cu adorare, e Tatăl meu. Să ne ajute bunul Dumnezeu să trăim cu El de dimineața până seara și de seara până dimineața. Asta e stăruința în bine, să cauți să fii plăcut lui Dumnezeu. E cel mai bun parteneriat, cea mai interesantă prietenie și cea mai frumoasă viață. Fetelor care încă nu v-ați măritat, vă doresc să creșteți în prietenia cu Domnul Iisus, să anticipați nunta cerească. Și dacă până atunci o să vă căsătoriți aici, tot nunta aceea trebuie să rămână primordială. Da? Pentru că scrie că va veni Domnul într-o vreme în care se însurau să măritau și ia numai pe cei care sunt pregătiți pentru nunta de sus. Dacă sunteți poate mai în vârstă și ați crezut că vine Domnul, nicio problemă, rămâneți cu inima alipită de Domnul până când vine să vă strămut în Sfânta Lui Împărăție.
Dacă vreunii poate aveți necazuri, probleme, boală, cine poate să stea mai bine lângă patul unui bolnav dacă nu Domnul de care ești alipit? Numele Lui să fie slăvit. Am citit despre un muncitor undeva pe șantier, când aveau pauza de masă, se retrăgea după un colț și în minutele acelea spunea: Doamne Iisuse, sunt aici, iarăși la servici, am venit să spun, mi-e dor, mi-e drag de Tine, vreau să trăiesc frumos și astăzi. A venit vremea să am îmbolnăvit. Ajuns la spital, n-avea pe nimeni să-l viziteze, era dintr-o altă parte și la un moment dat îi spune o asistentă: la dumneavoastră nu vine nimeni? Și el spune: ba da, zilnic, cum, că n-am văzut pe nimeni. La ora mesei vedea un înger care îi spunea: sunt aici. Și spunea: e cea mai frumoasă vizită, aștept ora aceea, pentru că cei ce trăiesc alipiți de Domnul nu merg la judecată și vor fi totdeauna cu Domnul. Spunea psalmistul: tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Un alt psalmist spunea: cât pentru mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu, că într-o zi El mă va primi în slavă. Dacă încă nu v-ați apropiat de Dumnezeu, apropiați-vă până să vă contopiți cu El și să faceți legământ cu El. Era pe vremea comunistă, o tânără n-a putut să fie botezată în public, avea familia mai într-o poziție în partid și părinții au spus: cu capul odată nu se poate. Urma duminica să fie botez și s-a botezat sâmbătă singură, tot în baptistierul adunării. Și n-au fost decât o prietenă, doi slujitori, și la un moment dat în botez, în apă botezului, a început să plângă tare. Și au întrebat-o: ce s-a întâmplat? Ai o emoție, te tem de represalii? Și a spus: nu, toată adunarea e plină. Zic: cum? Sunt îngeri. Au venit să asiste la botezul ei. Vă doresc, cum spunea Ioan în deschiderea epistolei sale, părtășia voastră să fie părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și apoi părtășie unii cu alții. Recapitulăm și ne oprim aici. Dragii mei, este o judecată a lui Dumnezeu. Conștiința noastră ne spune, vorbele ce le auzim zilnic între oameni, că va fi o judecată. Pe ce drept îi va convoca Dumnezeu pe oameni la judecată? Pentru că ori l-au cunoscut, ori puteau să-L cunoască. Da? Și pentru că n-au vrut să fie lângă El, s-au depărtat de El, au ajuns plini de păcate și zvrednici de o sândă. Însă Dumnezeu și-a amânat ziua judecății cu un scop nobil. Cât de bun e Dumnezeu! Ne îndeamnă să ne pocăim. Și după ce ne pocăim, ne iartă integral și s-a angajat că nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ce program interesant are Dumnezeu, nu? Șterge tot. Poți mai cauți, am păcătuit cu tare, cu tare, nu mai figurează în evidențele divine. Dar după ce ne-am pocăit, să știm cine ne-a iertat și să rămânem cu El, alipiți de Domnul. Asta înseamnă în fiecare zi să-L ascultăm și să-L binecuvântăm. Până când va veni și vă spune: Doamne Iisuse, și ieri te-am așteptat. Și dacă nu veneai astăzi, mâine te așteptam cu aceeași bucurie. Și El să ne spună: vă iau să fiți cu mine. Doamne, ajută-ne! Amin. Cu Tine să fim aici și în vecii vecilor. Amin.